ar trebui cât mai multe făcute. Auzi ceva anume? Vrei să lucrezi într-un domeniu anume? Da, ceva în domeniul în care am terminat, la master, administrație publică europeană sau în cursul care urmează acum, inspector resurse umane. Cam, care ar fi angajatorul ideal pentru tine? Cum ar trebui să fie el? Să nu caute neapărat după experiență, că normal după ce am terminat o facultate nu ai de unde să capiți o experiență. Te-ai gândit la banii pe care îi vei câștiga în urma muncii tale? Nu neapărat. Deocamdată trebuie să găsesc un loc de muncă fix. Ar fi ok orice pentru început, că n-am mai lucrat până acum. Pentru tine, așa, din viziunea ta, cam cum ar trebui să fie angajatorul ideal? Angajatorul ideal, păi, să fie un om respectos, sincer, de la cap până la coadă, nu știu ce să zic. Să respecte legislația. Să respecte legislația, da. Iar ca și salariu de început, ai gândit cam cât ai vrea să fie? Oricine vrea un salariu cât de cât bun. Nu m-am gândit la o sumă, dar mă mulțumesc cu ce primesc. Experiența contează. Da, experiența contează. Dar eu nu am experiență, n-am mai lucrat până acum. Încă nu m-am hotărât unde am să depun CV-ul, dar o să-l depun. Căutați ceva nume? Aș fi căutat, eu știu, un loc de muncă calificat. Pentru studii superioare. În domeniul informatic aș fi preferat, dar nu prea este. Am să-mi depun CV-ul, eu știu, unde prind, ce găsesc. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum ar trebui să fie angajatorul ideal? Angajatorul ideal? Nu știu ce să vă spun. Să fie dispus să ofere un salariu cât de cât competitiv, un program de lucru normal și nu știu ce altceva să vă spun. Bineînțeles. Legislația cu privire la concediu, perioada de odihnă și așa mai departe. Noi oferim posturi de operator calculator, de fapt este un fel de asistent relații cu publicul pentru call center. Din păcate, căutăm vorbitori de limbi străine și se dă un test care de obicei nu prea se ia. E destul de greu. Având în vedere că este o bursă a absolvenților, în mod normal ar trebui să cunoască o limbă. Teoretic da. Experiența ne arată că nu este chiar așa. Din punctul dumneavoastră de vedere, cam cum ar arăta angajatul ideal? Angajatul ideal? Nu știu. Adică să răspundă cerințelor dumneavoastră, practic. Să răspundă cerințelor punctual? Da. Limba străină cunoscută, poate nu chiar perfect, dar un nivel foarte, foarte înalt și să fie dornic să învețe. Să fie volubil, să aibă spirit de echipă. Da, și asta contează, dar trebuie să fie dornic să învețe, pentru că volumul de informații pe care trebuie să le înveți într-un timp foarte scurt e destul de mare și cerințele sunt destul de mari. Firma pe care o reprezentați oferă posibilitatea de avansare în carieră? Da, este. Dacă sunt cerințele atât de mari, când vine vorba de salarizare, cam cum stăm aici? Binișor. Adică ar putea să susțină o familie? Da, teoretic da. Angajatul ideal ar trebui să fie pregătit într-o meserie în care dorește să se angajeze. Eu dacă mă refer strict la domeniul în care lucrez eu, lucrul ăsta nu se mai poate, pentru că cel puțin poate nu sunt eu bine informat, dar la nivel de Reșița nimeni nu mai formează croitori, confecționeri, îmbrăcăminte și așa.
Deci noi trebuie să luăm necalificați, automat. Și pe urmă să fie implicat, să fie receptiv, să răspundă la cerințele care le presupune locul de muncă, meseria și, mă rog, ce îi cere acolo șeful de formație. Deci, bineînțeles, să fie măcar un pic disciplinat, să respecte programul. Până acum au fost interesați? Ați avut mici interviuri? La niște burse anterioare, spre dezamăgirea mea, nu. Astăzi am intervievat deja o persoană, pare a fi interesată, necalificată, dar cred că ne vom înțelege. Ce mă surprinde pe mine este că este o participare foarte scăzută din partea tinerilor, cei drept avem și puțin tineri în bazele noastre de dată, în toți județe avem 250 de tineri aproximativ înscriși la noi, 50 sunt numai în Reșița, dar asta nu face ca tinerii, chiar dacă nu sunt în bazele noastre de dată, să nu vină la această bursă, pentru că până la urmă este destinată lor. Noi nu am pus obligativitatea numai pentru absolvenți. Putea orice tiner care dorea să-și caute un loc de muncă să vină să ia contact cu angajatorii, pentru că până la urmă este o măsură activă de combatere a șomajului și mă așteptam ca ei să participe în număr cât mai mare, deoarece aveau o șansă ca ei să lase mai multe CV-uri, să stea la mai multe discuții cu angajatorii și angajatorii să cunoască cât mai mult. Dar, din păcate, cum se vede, tinerii nu participă.